Ieri, 9 ianuarie, la ora 17:03, primarul orașului Târgu Neamț, Daniel Harpa, a postat pe pagina sa de Facebook un apel către concetățenii săi. Cităm: "Stimați târg neamțeni, vă invit să definim împreună prioritățile și obiectivele de investiții pentru anul 2020. Aștept propuneri concrete de investiții pe care doriți să le facem cu bani de la bugetul local. Idei care ar putea deveni realitate, investiții pe care le-am putea face pentru a îmbunătăți calitatea vieții și pentru a dezvolta orașul nostru. Le puteți trimite la primărie sau prin mesaj aici pe contul meu. Vă mulțumesc pentru colaborare și sper ca 2020 să fie un an prosper pentru orașul nostru. Orice propunere sau idee este binevenită, indiferent de scara la care se poate aplica, de la cele mai mici investiții până la cele care necesite bugete mai mari." Am încheiat citatul. Efectul a fost cu totul surprinzător. În mai puțin de 14 ore, pe pagina au apărut peste 35 de propuneri. Am ales spre exemplificare câteva. Iată o serie de propuneri elaborată. Cităm: "Ar trebui gândite măsuri care pe termen lung să aducă confort și bunăstare în orașul nostru. Suntem un oraș de tranzit, ne place sau nu, trebuie să o recunoaștem. 1. Ar trebui drumuri care să scoată traficul greu complet de pe raza orașului. Știu, este greu când toți politicienii fac planuri doar pentru un singur an, cel electoral. 2. Stațiunea Oglinzi ar putea schimba total economia orașului dacă ar fi valorificat potențialul acesteia. 3. Avem o poveste în jurul pârâului Ozana și a lui Ion Creangă. De ce n-am avea zone de promenadă frumos amenajate pe ambele maluri care să continue povestea și să aducă beneficii și dezvoltare pe orizontală a economiei locale? Toate aceste câteva proiecte s-ar putea realiza cu banii europeni dacă ar exista într-adevăr bune intenții și dorința de a face lucruri care să schimbe fața acestui oraș. Bineînțeles că sunt o grămadă de alte lucruri mărunte care au fost amintite de alte persoane, dar trebuie mai întâi să ne axăm pe o gândire la nivel macro al orașului." O propunere, iată, punctuală. "Un proiect pentru o grădiniță particulară ar fi ideal pentru oraș, deoarece pe timp de vară foarte mulți părinți nu au unde lăsa copiii 3 luni și ar fi minunat să avem. O altă propunere, fiecare cu cel doare, cum spune românul, vă rog să aveți în vedere și posibilitatea extinderii parcărilor de reședință acolo unde este posibil." Iată și cineva modest și malițios: "Măcar un microbuz, asfalt cerem deja prea mult." Și o idee care denotă altruism: "Cred că o idee bună ar fi organizarea unui târg de vechituri, lucruri pe care noi nu le mai folosim, dar pentru alții ar putea fi folositoare. Cred că toți au lucruri depozitate în diverse locuri, lucruri pe care nu ar vrea să le arunce. O dată pe săptămână sau pe lună măcar ar trebui organizat așa ceva." Și așa mai departe. Nu am dat numele celor care au postat propuneri pentru a nu încălca reglementările privind accesul la date personale, dar oricine intră pe pagina primarului Harpa se poate convinge. În final, mai adăugăm o singură postare, de cel mai mare bun simț. Cităm: "Toată lumea vrea ceva pentru el sau pentru strada sa, dar pentru oraș..."